susținerea opiniei proprii, o resursă pentru clasa a 5-a în cadrul proiectului CRED. Oamenii au trăsături prin care se aseamănă sau se deosebesc de celelalte persoane. Prin urmare, nu toți suntem la fel. Ne deosebim între noi prin aspectul fizic, pasiuni, interese, preferințe, obiceiuri, dar și prin opinii. Dar ce este opinia? Opinia reprezintă punctul de vedere al unei persoane determinat de ceea ce simte sau crede, care nu poate fi verificat sau dovedit. Opiniile nu sunt bune sau rele. Acestea sunt puncte de vedere pe care trebuie să le respectăm, chiar dacă nu suntem de acord cu ele. Uneori, atunci când nu sunt acceptate, diferențele de opinie pot provoca conflicte. Prin urmare, cum îți poți susține propria opinie? Printr-un discurs, printr-un articol scris, printr-un interviu, printr-o scrisoare, printr-un jurnal, printr-un eseu, printr-o postare pe rețelele de socializare, blog, vlog. Înainte de a susține opinia printr-un discurs, ai în vedere următoarele. Acordă atenție faptelor și opiniilor celorlalți. Caută informații relevante. Verifică veridicitatea și actualitatea informațiilor. Notează câteva aspecte pe care să le utilizezi în discurs. Stabilește care este opinia ta și argumentele ce urmează a fi prezentate. În timpul susținerii opiniei printr-un discurs, respectă următoarele recomandări. Privește-i pe ascultători pentru a le capta atenția. Vorbește clar, astfel încât să te faci înțeleasă. Variază tonul vocii în funcție de mesajul transmis. Vorbește suficient de tare, astfel încât să te faci auzită, fără să țipi. Utilizează mimica și gesturile pentru a da valoare mesajelor transmise. Respectă aceste recomandări pentru a susține cât mai bine opinia în fața celorlalți. O resursă în cadrul proiectului CRED.